Mitropolia Chișinăului și a întregii Moldove a lansat primul număr al revistei Altarul Credinței. Această denumire a fost folosită timp de 12 ani pentru ziarul metropolitan, care începând cu anul curent a fost reorganizat în revistă. La lansarea care a avut loc în sala sinodală a Mitropoliei, au participat preoți, jurnaliști și editori. Pe lângă lansarea propriu-zisă a revistei, au fost prezentate de asemenea noile apariții editoriale cu caracter religios. 7 autori și-au prezentat cărțile, însă numărul aparițiilor editoriale este cu mult mai mare. În sală au fost expuse 10 de cărți religioase și studii teologice, unele dintre ele fiind tipărite în premieră. Noi suntem deschiși la o colaborare fructuoasă și cu cei care ne înconjoară, cu academicienii, cu scriitorii și cu mulți, mulți alți doritori de a făuri, de a face fapte bune, adică de a readuce la auzul tuturor istoria și bisericii noastre și istoria statului nostru. Noi mulțumim tuturor participanților și sperăm că cei care au participat la această întrunire vor munci și mai mult pentru binele nostru tuturor. Evenimentul se înscrie în suita de manifestări dedicate anului jubiliar, 200 de ani de la înființarea Eparhiei de Chișinău, sărbătorită în anul curent. Lansarea cărților, precum și a primului număr al revistei Altarul Credinței, a constituit o adevărată sărbătoare a cărții ortodoxe. Printre multe alte cărți prezentate, se numără și cea a părintelui protoiereu Nicolae Florinski, de la Biserica Comunității Ruse Sfântul Gheorghe din Chișinău, viața și lucrarea mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni. Prezentarea acestei cărți și reeditarea ei este una semnificativă pentru anul jubiliar 200 de ani de la înființarea Eparhiei de Chișinău, întrucât anume mitropolitul Gavril Bănulescu Bodonim a stat la înființarea acestei eparhii acum 200 de ani. Am meditat-o cu un tiraj nu prea mare de 500 de exemplare, care s-au epuizat foarte repede. În acest an jubiliar, la insistența episcopului Sava de Tiraspol, a multor altor preoți și a mirenilor, muncesc la editarea a încă unei ediții acestei cărți. Evenimentul de astăzi este important prin faptul că editorii locali, preoții din cuprinsul mitropoliei noastre, răspândesc cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea, literatura istorico-bisericească, care este foarte importantă. Noi sperăm că acest an jubiliar, către care se pregătesc toate eparhiile, bisericile și protopopiatele noastre, va aduce un mare folos. Biserica, prin această revistă, astăzi zicem că împlinește încă o lucrare a lui Dumnezeu, lucrarea de propoveduire. Pentru că, de fapt, care este menirea noastră în lume? Menirea noastră este de a-L vesti pe Hristos. Bucuria aflării mântuirii. Țineți minte când apostolul Filip îi zice lui Natanael, am aflat pe Mesia. Și ăsta se pune cu întrebarea, dar de unde este din Galileea? Poate fi ceva bun? Vino și vezi. Iată, asta putem spune și noi despre revista Altarul Credinței. Vino și vezi, răsfăiește și vezi că biserica este vie, că biserica care a fost prigonită, că biserica care se credea de acum că este chiar sfârșită, terminată, prin lagări de concentrare, prin pușcării, prin până la urmă chiar pedeapsa capitală a preoților și arhiereilor și a creștinilor care mărturisau credința, deodată apare în culori vii într-o revistă atât de frumoasă. La eveniment a participat și academicianul, scriitorul și publicistul Nicolae Dabija. Bunelul scriitorului, părintele Serafim Dabija, a fost preot și lucrul acesta și-a lăsat amprenta în creația scriitorului. Nicolae Dabija a contribuit la editarea primului număr al revistei Altarul Credinței prin publicarea în el a mai multor gânduri creștine reunite sub titlul de Așchii de Cer. Noi, basarabenii, avem o istorie unică pentru că numai în această parte a lumii au existat biserici făcute pe roți. Atunci când veneau tătarii sau turcii, strămoșii noștri înhămau la acele biserici de lemn niște cai sau înjugau niște boi și ascundeau bisericile în păduri până primejdea trecea. Am avut martiri. Eu aș spune că pământul nostru este plin cu sfinți, este plin cu martiri. Atunci când pășim pe el, pășim de fapt pe sfinți. Și iată, cărțile sunt cele chemate
să reconstituie memoria, să ne ajute să ne mântuim într-un fel. A apărut o revistă și mi se pare mie această revistă una din cele mai bune din Republica Moldova, Altarul Credinței, care vorbește despre credința noastră necesară pentru a găsi drumul spre cele veșnice, spre cel de sus. Îmi pare foarte bine că părintele Octavian Moșin, care a făcut această revistă, m-a îndemnat să colaborez și am colaborat cu plăcere, cu niște gânduri creștine. Am citit această carte din scoarță în scoarță și m-am convins că este ca o carte de rugăciuni, o carte pe care dacă o citești, te îmbogățește. Astăzi au fost lansate mai multe cărți și am văzut mulți preoți cărturari și este firesc ca preoții noștri să fie și cărturari, pentru că se știe istoria noastră. Primii noștri cărturari au fost mitropoliți, au fost călugări, au fost oamenii bisericii, preoți. Și iată, această tradiție continuă. Aș vrea să felicit Mitropolia Moldovei pentru faptul că are preoți cu multă înțelepciune, preoți cu dragoste de carte, și această dragoste de carte nu poate să antreneze, mai ales în tânărul cititor, decât dragoste pentru lucrurile veșnice. În cadrul evenimentului au fost lansate de asemenea multe alte cărți ortodoxe. Toate acestea au fost editate datorită oamenilor de bună credință. Este de menționat aici și contribuția mai multor edituri care colaborează cu Mitropolia și Clerul în vederea editării literaturii religioase și a mijloacelor de informare religioase. La finalul evenimentului, înalt preasfințitul Vladimir le-a mulțumit tuturor autorilor și editorilor care muncesc zi de zi pentru ca publicațiile religioase să iasă de sub tipar.